Urmă o după-amiază nevoasă în încăperea supraîncălzită, în care comisarul folosi pe rângele șase-șapte pipe înșirate pe birou. Aproape în toate anchetele există, la un moment dat, ceea ce Megre numea adesea golul, un moment când ai un număr de elemente care trebuie neapărat verificate și cărora îți este imposibil să le găsești locul. E o perioadă calmă și totodată enervantă, deoarece ești tentat să construiești ipoteze, să tragi concluzii care ar putea mai târziu să se dovedească false. Dacă Megreș ar fi urmat înclinația, dacă nu și-ar fi repetat că rolul unui comisar divizionar nu e să alerge în toate direcțiile ca un câine de vânătoare, ar fi văzut totul cu ochii lui, așa cum făcea pe vremea când era doar inspector. De exemplu, îl invidia pe Kjolmans, că o văzuse pe Lina Nahur și pe prietena ei cu fizic ingrat în apartamentul din Amsterdam, unde cele două tinere locuiseră cândva împreună. În același timp ar fi dorit să petreacă întreaga zi în locul lui La Point, în casa de pe Aveniu du Parc Monsori, să scotocească, să adulmece prin colțuri, să deschidă sertare la întâmplare, să-i observe pe foa domnului, pierna și pe derutanta Nelly, care poate că nu era chiar atât de infantilă pe cât încerca să-i facă să creadă. Nu urmărea niciun plan dinainte stabilit. Mergea înainte la întâmplare, străduindu-se îndeoseb să nu-și facă vreo părere. Zâmbi când auzi bătăi în ușă și-o văzu intrând pe servitoarea soților pardon. Bună ziua, domnule Megre! Pentru ea nu era comisarul de la Poliția Judiciară, ci invitatul din fiecare lună. V-am adus raportul, domnul mi-a cerut să vi-l dau personal fusese bătut cu două degete la vechea mașină de dactilografiat a medicului și prezenta ștersături, litere sărite, cuvinte lipite. Oare pardon începuse să-l dactilografieze noaptea trecută după plecarea lui Megre? Sau scrisese doar câteva rânduri odată între doi pacienți? Comisarul îl parcurse cu privirea și zâmbetul îi se accentuă, constatând meticulozitatea prietenului său care făcuse un efort vizibil să nu omită niciun detaliu ca și cum ar fi fost vorba despre un diagnostic medical. Se încruntă însă curând, deoarece fu anunțat că pe culoare îl așteptau câțiva ziariști. Ezită, apoi mormăi. Să intre! Erau cinci plus doi fotografi, iar printre reporteri se afla și tânărul Machii, care abia împlinise 20 de ani, dar era cel mai înverșunat din presa pariziană, în ciuda chipului său de îngeraș. Ce puteți să ne spuneți despre cazul Naur?" Ia te uită! Devenise deja cazul naur, un titlu care probabil că avea să apară în toate ziarele. Puține lucruri, dragilor, pentru că ancheta e abia la început. Credeți că naur s-a putut sinucide? Nici vorbă, și avem și dovada, deoarece glonțul care s-a oprit în cutia craniană după ce a trecut prin gât nu are același calibru cu arma găsită sub cadavru. Așadar, ținea în mână această armă când a fost omorât? Probabil. Prevăzând următoarele întrebări, vă spun imediat că nu știu cine se afla în acel moment în încăpere. Dar în casă? Întrebă tânărul Machii. O tânără cameristă olandeză, Nelly Veltuis, dormea la primul etaj într-o cameră destul de îndepărtată de încăperea în care a fost găsit cadavrul. Se crede că are somnul greu și spune că n-a auzit nimic. Nu și un secretar? Probabil că îi întrebaseră pe vecini, poate chiar și pe furnizorii din cartier. Până la proba contrară, secretarul Fuado Ueni se afla în oraș și s-a întors abia după ora 1 și jumătate dimineața. N-a putut intra în încăperea unde a avut loc crima și a urcat imediat în camera lui să se culce. Și doamna Naur, plecată, înainte sau după dramă, întrebă din nou insistentul Machi care și-a bine cuvintele. Încă nu se știe. Nu se pune totuși o întrebare? Întrebările nu lipsez niciodată. De exemplu, posibilitatea unei crime politice. După cunoștința noastră, Felix Naur nu se ocupa de politică, dar fratele lui la Geneva știau mai multe decât ar fi crezut comisarul. Banca lui nu servea drept acoperire pentru alte activități? O ei prea repede. Megre avea totuși de gând să se asigure că Pierre Naur sosise într-adevăr la Paris cu avionul de dimineață. Până în acel moment, nimic nu dovedea în mod categoric că nu se afla aici cu o zi înainte. Arma găsită sub corpul victimei fusese folosită? Megre răspunse diplomatic. Ar în mâinile experților și încă n-am primit raportul lor. Acum știți aproape la fel de multe ca mine și vă cer să mă lăsați să lucrez. Vă voi chema negreșit când va apărea ceva nou. Comisarul știa că Machi își va lăsa un coleg pe culoar ca să-i supravegheze biroul și să noteze vizitele pe care le va primi. Oare nu, dragilor? Am multă treabă și nu pot să vă acord mai mult timp. Nu mersese prea rău. Oftă, gândul lui zbură la o bere rece, dar nu îndrăzni să sune la braseria Dofin. Alo, la poant? Ce se întâmplă acolo? casa să ai la fel de lugubră, femeia de serviciu furioasă că nu o lăsăm să se ocupe de curățenie. Ne elistăm paci citește un roman polițist englezesc, iar pierna stă numai în birou unde examinează corespondența și documentele din sertare. N-a dat niciun telefon? Unul singur la Beirut, ca să-și anunțe tatăl. Acesta încearcă acum să obțină un loc în următorul avion. dă mi te rog, pe pierna ur. E lângă mine. Apoi se auzi vocea bancherului din Geneva. Vă ascult! Știți cumva dacă fratele dumneavoastră avea un notar la Paris? Felix mi-a vorbit despre asta la ultima noastră întâlnire, acum trei ani, când mi-a spus că dacă moare, testamentul lui se găsește la maestrul Leroy Bodio, de pe bulevardul Saint-Germain. Întâmplător îl cunosc foarte bine pe Leroy Bodio, pentru că am făcut o parte din cursurile de drept cu el, dar apoi am pierdut contactul. Fratele dumneavoastră va dezvălui conținutul testamentului. Nu, no, doar mi-a dat de înțeles cu oarecare amărăciune că, în pofida criticilor tatălui nostru, rămăsese un naur. N-ați găsit nimic în documentele pe care le examinați. În facturi, care arată că soția fratelui meu nu se ocupa de furnizori, nici măcar de măcelar și de băcan, lăsându-i această grijă lui Felix. Rapoarte aproape zilnice ale dădacei cu vești despre copii, ceea ce dovedește că fratele meu era foarte atașat de ei. Invitații, scrisori de la director de cazinouri și de la crupieri, Domnule Naur, nu mai e necesar să rămâneți în casă. Puteți să circulați prin oraș fără să părăsiți totuși Parisul. Dacă vă luați o cameră la hotel... Dar n-am intenția, voi dormi în camera fratelui meu. E posibil să ies doar ca să iau masa de seară. Dați-mi-l, vă rog, pe inspectorul meu. Alo, la poant? I-am acordat lui Pierre Naur libertate de mișcare. Nu și lui Oueni, iar camerista aș prefera să nu părăsească nici acasă. casa. Femeia de serviciu poate să se ducă la piață și apoi, dacă dorește, să se întoarcă la ea acasă. Spre seară voi trimite pe cineva să te schimbe. Vorbim mai târziu. Megre intră în biroul inspectorilor unde lucrau vreo 15, unii bătând la mașină rapoarte, alții telefonând. Care dintre voi vorbește mai mult sau mai puțin curent engleza? Toți se priviră în tăcere și baron ridică timid mâna. Vă previn totuși că stau prost cu accentul. Între 5 și 6 te vei duce la domiciliul lui Felix Naur să-l schimbe la poan și vei petrece noaptea acolo. Vei primi instrucțiuni de la el. Revenind puțin mai târziu în biroul lui, Megrel găsi pe Jean Vie cu pardesiul pe el, aducând în încăpere puțin din aerul rece de afară. Am stat de vorbă cu patronul barului Tileu, un tip gras și somnoros pe care îl bănuiesc că e mai șire decât vrea să pară. Pretinde că nu are nicio legătură cu clubul de la primul etaj, ținut de un anume poții, doar că clienții trebuie să treacă prin bar. Seara de la 8 la 11 sau 12, noaptea barului plin, pentru că mulți vin să se uite la televizor. Iar erau și mai mulți, deoarece se transmitea un meci de catch. Nu l-a văzut pe UENI când a venit, dar l-a văzut ieșind pe la 1 și un sfert. Astfel încât UENI ar fi putut să sosească în orice moment înainte de ora 1 și un sfert și să stea doar câteva minute la club? Posibil, dacă îmi dați voie, mă duc diseară să stau de vorbă cu poții, cu grupierii și, dacă-i nevoie, cu cei care frecventează în mod obișnuit clubul. Megre ar fi vrut să meargă și el. Ezită o clipă, apoi recunoscu că ar fi făcut mai bine să se odihnească după o noapte aproape albă, având în vedere tot ce avea de făcut a doua zi. Și la restaurant? E o sală foarte mică, unde mirosul de bucătării orientale e atât de puternic încât am amețit. Butros e un om buhăit cu niște coapse foarte voluminoase. După toate aparențele, nu știa nimic despre ce s-a petrecut noaptea trecută, pentru că atunci când i-am spus că n-au urmurit, a început să plângă. Cel mai bun client al meu, fratele meu!" a exclamat. Da, domnule inspector, țineam la omul ăsta ca la un frate. Venea să ia masa la mine de când era student și deseori îl serveam pe datorie săptămâni întregi. După ce s-a îmbogățit, n-a uitat de săra cu butros. Și când era la Paris, venea să ia cina aici aproape în fiecare seară. Uitați, acolo în colț lângă teșghea era masa lui. A pomenit ceva despre doamna Naur? E și el un vulpoi bătrân care trage cu coada ochiului la tine în timp ce-și face numărul. S-a extaziat îndelung în privința frumuseții doamnei Naur, a blândeții, a amabilității sale. Și nu-i deloc un nasul pe sus, domnule inspector. Când intră și e, îmi strânge întotdeauna mâna." Când a văzut-o ultima dată? Nu știe, dar la începutul căsătoriei sale venea mai des cu soțul decât în ultima vreme. Era un cuplu frumos, foarte îndrăgostiți." Întotdeauna au fost foarte îndrăgostiți. No, nu, nu, s-a petrecut nimic între ei, dar bineînțeles, ea trebuia să se ocupe de casă și de copii. Nu știe că amândoi locuiesc în sudul Franței? În orice caz, se preface că nu știe. Megre nu se putea abține să nu zâmbească. Oare nu toți mințeau? Totul începuse acasă la pardon, în noaptea precedentă, cu acea poveste incredibilă a focului de armă tras dintr-o mașină și cu bătrâna care indicase casa medicului. O clipă, îi spuse comisarul lui Janvier. Trebuie să dau un telefon. Stai aici. Îl sună din nou pe la poant. A plecat femeia de serviciu. Mi se pare că o aud pregătindu-se să plece. Dă-mi-o, te rog, la telefon. Așteptă destul de mult până să audă o feoce de femeie rostind fără amabilitate. Ce mai vreți de la mine? Să vă pun o întrebare, doamnă Bodin. De cât timp locuiți în arendismentul 14? Nu vă ce legătură are asta cu... Mi-e ușor să întreb la comisariat, unde probabil că v-ați înscris. De trei ani. Și înainte unde locuiați? Pe strada Servan, în arondismentul 11. Ați fost bolnavă cât ați stat acolo? Bolile mele mă privesc doar pe mine. Dar a fost tratată de doctorul Pardon? Un om de toată isprava, care nu pune întrebări oamenilor. Se îi mulțumește doar să-i vindece. Așadar, micul mister care îl să pe comisar de la relatarea lui Pardon fusese lămurit. Gata? Poți să plec la cumpărături? Încă ceva. Ținați la doctorul, pardon. Probabil că i-ați trimis pacienți între cunoștințe. Posibil. Încerca să vă amintiți. Cui i-ați vorbit despre el în casa unde lucrați acum? Urmă o tăcere destul de lungă și grea auzia respirația bătrânei. Ha, n-am. Doamnei Naur? N-a fost niciodată bolnavă. Domnului Oeni, cameristei? Dacă vă spun că nici măcar nu mi-am să fi vorbit despre asta. Acum, dacă nu mai pot nici măcar să mă duc la cumpărături, n-aveți decât să mă arestați. Megre închise. Pipa se stinsese și cerul lui Janvier să sune la Orlin timp ce o umplea din nou. Întreabă-l pe inspector dacă avionul care a sosit puțin după ora 11 e unul Air France sau Swiss Air. Janvier repetă întrebarea. Swiss O clipă! Să-ți facă legătura cu biroul care înregistrează pasagerii la sosire. Alo, vă rog! După câteva minute, Megre mai lămurise un lucru. Piernaul sosise într-adevăr chiar în acea dimineață de la Geneva la bordul unui aparat metropolitan, unde găsise loc în ultimul moment? Și acum ce facem, șefule? După cum vezi, verific. Știi la ce ora lua Nauri ieri masa de seară? Pe la 8 și jumătate, a plecat puțin după 9 și jumătate. A mâncat friptură de miel și o prăjitură cu migdale și struguri. Trece alături și transmite informația asta doctorului Colinet. Are nevoie de ea ca să stabilească ora decesului. Cât despre el, căuta numărul de telefon al maestrului Leroa Bodio, al cărui nume îi părea familiar. Când îi răspunse, notarul întrebă. Ce mai e nou, domnule comisar? A trecut mult timp de când n-am mai avut plăcerea să vă văd sau să vă aud." Și întrucât Megre nu spunea nimic, continuă. Cazul Mondrod, vă amintiți? Acel client al meu în vârsta cărui soție... A, ah, da, da. Cu ce vă pot fi de folos? Cred că aveți testamentul unui anume, Felix Naur." Într-adevăr, l-a anulat pe cel vechi și a făcut altul în urmă cu vreo doi ani. Știți de ce s-a răzgândit?" Urmă o tăcere stânjenitoare. Problema e delicată și mă aflu într-o situație ingrată. Domnul Naur nu mi-a mărturisit niciodată motivele. În ceea ce privește conținutul testamentului știți foarte bine că trebuie să respect secretul profesional. Dacă asta poate să vă ajute, pot să vă spun doar că e vorba despre rațiuni pur personale. Felix Naur a fost asasinat noaptea trecută în biroul lui. A, ziarele n-au scris nimic. Vor scrie în următoarele ediții. Și asasinul a fost arestat? Până în acest moment nu putem face decât supoziții contradictorii nu se întâmpla destul de des și cred că asta îmi puteți spune că atunci când un soț își face testamentul, soția lui să și-l facă în același timp, am avut astfel de cazuri și în privința soților Naur, n-am văzut-o niciodată pe doamna Naur și n-am avut nicio relație cu ea. Eu fost regina frumuseții, nu-i așa? Exact. Când are loc în Nu știu. Cadavrul e încă la medicul legis. De obicei așteptăm funeralile și după aceea îi convocăm pe cei interesați. Credeți că va dura mult? Posibil. Ați anunțat familia? Fratele Pierre Naur a sosit în această dimineață la Paris, iar tatăl care la prânz era încă la Beirut, cred că sosește cu primul avion. Și doamna Naur o așteptăm mâine dimineață. Dragă domnule comisar, o să trimit convocările chiar în această seară. Sunteți de acord ca întâlnirea să aibă loc poi mâine după amiază? Mi-ar conveni. Aș vrea să vă ajut pe cât pot fără să încalc regulile profesionale. Tot ce pot să vă spun e că doamna Naur, în cazul în care cunoștea conținutul primului testament, Va avea o surpriză destul de neplăcută la citirea celui de-al doilea. Vă folosește asta? Foarte mult. Vă mulțumesc, maestre. jean se întorsese în biroul lui Megre. Avem noutăți, murmură comisarul pe un ton ambigu. Dacă înțeleg bine, doamna Nauri era principala beneficiară a primului testament. În urmă cu aproximativ doi ani, soțul a făcut altul și aș fi surprins să-i fi lăsat mai mult de minimul prevăzut de lege. Credeți că ea la. Uiți că nu cred nimic înainte de terminarea unei anchete. Apoi adăugă zâmbind sceptic. Și chiar și atunci. Hotărât lucru era după amiaza telefoanelor. Cere să mi se facă legătura cu pensiunea palmiers din Mujin. Se scotoci prin buzunare și scoase bucata de hârtie pe care notase numele de dacei. Vezi dacă e acolo domnișoara Job. Se postă în fața ferestrei pentru că stătuse prea mult în fotoliu și simțea că morțește. Fulgii de zăpadă deveneau mai rari. Străzile erau deja luminate de o bucată de vreme și pe unele artere becurile rămăseseră aprinse toată ziua. Pe podul Saint Michel, un ambuteiaș blocase circulația și trei polițiști în uniformă se străduiau să descurce în vălmășala de mașini și de autobuze, suflând într-una din fluiere. Alo, sunteți domnișoara Job? O clipă, vă rog, vi dau pe domnul comisar Megre. Nu, de la poliția judiciară din Paris. Megre lor receptorul și rămase în picioare cu o fesă pe birou. Alo, domnișoara Job? Presupun că cei doi copii sunt cu dumneavoastră. Cum? N-ați putut să ieșiți cu ei din cauza ploii și a frigului? Să știți că la Paris abia se mai poate circula din cauza zăpezii. Aș vrea să-mi spuneți dacă aveți vești de la domnul Naur. V-a telefonat ieri? La ce oră? Zece dimineața? Da, înțeleg telefona întotdeauna înainte de plimbare sau seară. Avea un motiv anume ca să vă sune? A, nimic deosebit. Vă suna de două, trei ori pe săptămână. Și doamna Naur, mai rar, odată, uneori treceau și 15 zile? Nu, domnișoară. Vă pun aceste întrebări pentru că domnul Naur a fost asasinat noaptea trecută. N-a fost arestat nimeni. Pot să vă întreb de cât timp lucrați pentru această familie? De cinci ani. Așadar, de la nașterea primului copil. În acest moment mi-e imposibil să vin la Mujin. Poate voi fi obligat să apelez la o comisie rogatorie pentru că Brigada Judiciară din Cannes să vă înregistreze declarația. Nici vorbă, nu vă fie teamă, vă înțeleg situația. Ascultați-mă. Când ați fost angajată, soții n-au urcălător, au mult, nu-i așa? Da. Când la Cannes, când la Dovil sau la Evian. De cele mai multe ori închiriau o vilă pentru un sezon sau o parte de sezon. Îi însoțați? Deseori? Da, vă aud foarte bine asta sta la Ritz cu ei și fetița. Apoi, după trei ani, s-a născut băiatul. Mm -hmm. Așa e? nu e un copil bolnovicios care are nevoie de un climat mai cald decât cel de la Paris? Dacă nu mă înșel acum, are doi ani. Ah și un năzdrovan. Vă rog, duceți-vă, aștept la telefon. Apoi, către Jean-Vie. copiii se ceartă în camera vecină. Pară tânără la locul ei. Răspunde clar și fără să ezite. Nu, mai să fie așa și mai departe. Alo? Da! Așadar, domnul Naur se ocupa mai mult de copii decât soția lui. Lui i-a adresat zilnic un scurt raport despre sănătatea și activitatea lor. Ați remarcat o anumită tensiune între soți? Greu de spus, știu. Fiecare avea existența lui personală. Asta nu v-a surprins? Doar la început? A, v-ați obișnuit. Veneau împreună să-i vadă. Rare ori. Vă sunt foarte recunoscător pentru ajutor. Înțeleg că nu știți mai mult. Vă mulțumesc, domnișoară. Mai greu da, adânc și reaprinse pipa pe care o lăsa să se stingă. Și acum corvoadă. În fond spun așa din obișnuință, pentru că judecătorul caiot e foarte cum se cade. Luă de pe birou raportul prietenului său pardon și se îndreptă fără grabă spre cabinetele judecătorilor de instrucție din Palatul de Justiție. Caiot nu primise un birou modernizat și cabinetul lui de lucru semăna cu descrierile făcute de romancierii din secolul al XIX-lea. Chiar și grefierul părea ieșit dintr-un desen de foren sau de stainline și te-ai fi așteptat să poarte mânecuțe de lustrin. Din cauza lipsei de spațiu pe rafturile de lemn vopsite în negru, dosarele stăteau stivuite pe podea, iar lampa care a deasupra biroului magistratului își pierduse abajurul. Stai jos, Megre, ea spune. Comisarul nu încercă să trișeze. Timp de mai bine de o oră stătu pe un scaun incomod și spuse tot ce știa. Când plecă în sfârșit, fumul pipei sale și al țigărilor fumate una după alta de judecător forma o ceață groasă în jurul becului electric. Megre ajunse la aeroport la 9 și jumătate, chiar dacă avionul de la Amsterdam era așteptat să sosească abia la 9 și 57 de minute. Era duminică. În timp ce se bărbierea, auzise la radio recomandarea făcută automobiliștilor de a nu circula decât în caz de necesitate, deoarece stratul de zăpadă de pe drumuri era mai dens și mai alunecos ca niciodată. Lucas, care l-a dusese, aștepta în mașina poliției judiciare. În holurile aeroportului era mai multă animație decât pe străzile Parisului, iar aerul era cald de o căldură aproape umană care tamețea puțin. Comisarul, după ce bău un pahar de bere la unul dintre baruri, avea impresia că devenise stacojiu la față, regretând acum că, la insistența doamnei megre, luase fularul gros tricotat de ea. Difuzoarele anunțară că aterizarea avionului de la Copenhaga via Amsterdam era întârziată cu vreo 10 minute, așa că se plimbă prin aeroport, observând polițiștii care la ieșire examinau pașapoartele, aruncau o scurtă privire spre chipul călătorilor, apoi aplicau sau nu ștampila după caz. Cu o zi înainte, pe la 8, s-i telefonase acasă, pe când se așeza la masă după ce deschisese televizorul. Lina Naur a reținut două locuri în avionul care decolează la 45 cu destinația Orly. E cu Alvaredo? Nu, al doilea loc e pentru prietena ei, Ana Kegel. Tânărul a reținut un loc la avionul de 11.22 care sosește la Paris la 12.45. Și-au mai telefonat? Pe la 5, Lina Nauri a anunțat doar ora plecării adăugând că prietena ei o va însoți. El i-a spus că va lua avionul următor. Când a întrebat-o ce mai face, ea a răspuns că se simte foarte bine și că temperatura i-a scăzut la 37.5. În sfârșit, s-a anunțat sosirea avionului și megreșlii lipi fața de geamul rece urmărind cu privire agitația tradițională din jurul aparatului. Nu o recunoscu pe cea pe care o căuta printre pasageri, între care și patru copii, care coborâră primii și megre începea să se teamă că tânăra se răzgândise când văzu o femeie tânără în haină din blană de lutru, sprijinindu-se ca să coboare de brațul însoțitoarei sale. Ana Kegel, micuță și brunetă, purta o haină groasă din lână de un verde intens. În ultimul moment, stiuardesa o ajută pe Lina să urce în micul autobuz în care ceilalți pasageri se înghesuiseră deja, iar ușa se închise imediat. După ce coboruseră ultimele din avion, cele două femei prezentară tot ultimele pașapoartele, iar Megre, sprijinind de ghișeu, a avut tot timpul să le observe de aproape. Era Alina Naur cu adevărat frumoasă, chestie de gust. Avea tenul deschis și luminos al nordicelor despre care îi vorbise, pardon, un nas mic și ascuțit și niște ochi de un albastru de porțelan. În dimineața ce era trasă la față, și avea impresia că stătea în picioare dărgurație, unui mare efort. Ana Kegel era de o urățenie simpatică și chiar dacă nu era momentul, intuiai că ar fi fost în stare să râdă din nimic. Le urmări de la distanță până la vamă, unde ele așteptară câteva minute o valiză verde și alta, de o calitate mai modestă care probabil că era a Anei. Un hamal lua cele două bagaje și ajuns la marginea trotuarului, chemă un taxi în timp ce Megre urca alături de Lucas. Ele sunt? Da, să nu le pierzi. Lucru ușor, deoarece șoferul de taxi era prudent și făcură trei sferturi de oră până la parcul Monsuri. Credeți că se vor duce în altă parte? Nu credeam nimic. Voiam să fiu sigur. Oprește în spatele taxiului și așteaptă-mă. Cele două femei coborâre și înainte de a păși spre poarta mare de fiera grădinii, Lina Naur privi mai întâi casa de sus în jos, părucă ezită, apoi se lăsă dusă de prietena ei. Megrele de păși ca să ajungă înaintea lor lângă peron. Cine sunteți?" întrebă Lina încruntându-se. Avea un ușor accent. Comisarul Megre, eu conduc ancheta asupra morții soțului dumneavoastră. Vă cer permisiunea să vă urmez în casă. Tânăra femeie nu protestă, dar păru mai nervoasă și își strânse mai bine haina pe ea. Șoferul aduse bagajele, le lăsă pe peron, iar Ana Kegel deschise poșeta ca să achite cursa. Solidul Torens, care preluase serviciul de zi, deschise ușa fără o vorbă, iar Lina se uită și la el mai mult cu uimire decât cu neliniște. Era ușor de ghicit că nu știa ce să facă și niciunde să se ducă, că ezită să urce în camera ei sau să intre în studio. Unde e corpul neînsuflețit? Îl întrebă ea pe Megre, la Institutul Medico-Legal. Se simțe oare mai ușurată că nu se mai afla în casă? Păru că e străbătută de un fior, dar era atât de încordată încât mișcările ei erau mai degrabă reflexe. În cele din urmă puse mâna pe clanța ușii studioului și când s-a pese, Ușa se deschise din interior și își făcu apariția Pierre Naur, care se miră când descoperi patru persoane pe coridor. Bună ziua, Pierre!" spuse ea, întinzându-i mâna. Bancherul din Geneva chiar a ezitare? Până la urmă, întinse și el mâna. Unde s-a întâmplat?" Pierre Naur se dădu înapoi ca să-i lase să intre pe Lina, pe prietena ei și pe comisar, în timp ce Torans rămase pe culoar. Aici, în spatele biroului." Ia a făcut câțiva pași ovăitori, descoperi pata de sânge și întoarse capul în altă parte. Cum s-a întâmplat? Cineva a tras în el. A murit imediat? Piernauri era calm, destul de rece, observându-și cum nata fără ca fața lui să exprime vreun sentiment. Nu se știe, femeia de serviciu l-a descoperit când a venit ieri de dimineață. Simțind o că se clatină, prietena ei o duse spre un fotoliu în care Lina se așeză cu grijă, probabil pentru că o durea spatele. Făcusem că dorea o țigare și Ana Kegel îi dădu una gata aprinsă. Tăcerea era destul de penibilă. Megre însuși simțeau oarecare jenă în fața stării fizice și, probabil, psihice a tinerei femei, ai cărei nervi erau pe semne întinși la maximum. Nu se știe dacă a suferit? Nu se știe, răspunse tăios piernaur. La ce oră s-a întâmplat asta? Probabil între 12 noaptea și 1 dimineața. În casă nu era nimeni? Foad era la club și Nelly dormea, pretinde că n-a auzit nimic. E adevărat că trebuie să iau parte la o reuniune la notar? Da, mi-a telefonat mâine după amiază. Tatăl meu a sosit iar noapte și se odihnește la hotelul Raspel. Și eu ce o să fac? Întrebă ea fără să se adreseze cu Ivan în mod deosebit. După o tăcere și mai neplăcută decât precedentele, prietena ei răspunse în olandeză. Crezi? O întrebă ea în franceză. Da, poate că e mai bine. N-aș avea curajul să dorm în casa asta. Îl căută cu privirea pe Megre. O să stau la hotel cu prietena și camerista mea. Nu cerea permisiunea ca o suspectă, ci doar își anunța hotărârea. Apoi se adresă din nou cumnatului ei. Nelie e sus? Unde e doamna Bodin? N-a venit. Nelie în camera ei. Urc să iau lenjerie și câteva haine. Vi să mă ajuți, Ana? Rămași singur, cei doi bărbați se priviră fără o vorbă. Cum a suportat lovitura tatăl dumneavoastră, domnule Naur? Destul de prost. A venit cu sora mea și s-au dus amândoi să odihnească la hotel. Eu am insistat să nu rămân aici. Dumneavoastră rămâneți? Prefer. Ați început să vă faceți o idee asupra personalității asasinului domnului me domnule Megre. Dar dumneavoastră. Nu știu. De ce n-ați interogat-o pe cumnata mea? Aștept să se instaleze la hotel. Probabil că deocamdată nu ar putea suporta mai mult. Stăteau în picioare și pierna ura avea privirea dură. Aș vrea să știu un lucru, Spuse calm comisarul. Ați citit corespondența fratelui dumneavoastră și ați avut ocazia să stați de vorbă cu Oeni. Nu pare dispus să colaboreze cu noi. Poate cu dumneavoastră. A, am încercat să scot ceva de la el ieri seară, fără prea mult succes. Numărul făptașilor, posibil, pare destul de restrâns cu o singură condiție. Care? Să presupunem că fratele dumneavoastră, contrar primei supoziții, nu a jucat chiar în ultimul timp numai pentru el, ci a făcut-o pentru un sindicat, cum i s-a mai întâmplat în trecut. Înțeleg ce vreți să spuneți și vă rog, domnule comisar, să nu vă opriți la o astfel de ipoteză. Fratele meu era un om cinstit ca toți cei din familia Naur. Ba, chiar era scrupulos până la a devenit tipicar, după cum mi-am dat seama răsfoindu-i corespondența. Este de neconceput ca lucrând cu un sindicat să-l fi înșelat fie și cu o centimă și apoi să fi fost asasinat din răzbunare. Îmi pare bine că vă aud spunând asta. Îmi cer scuze dacă funcția mă obligă să nu neglijez nicio ipoteză. Poate că prezența lui Oeni în această casă m-a făcut să mă gândesc la asta. Nu înțeleg. Situația lui Oeni nu vi se pare destul de echivocă. Nu e nici secretar în deplinul înțeles al cuvântului, nici valet sau șofer, dar nici egal cu stăpânul casei nu e. Asta te poate duce la ideea că ar fi putut juca pe lângă fratele dumneavoastră rolul de supraveghetor, de reprezentant al unui sindicat. N-a urzâmbit ironic. Dacă altcineva mi-ar fi spus asta, i-aș răspunde că a citit prea multe romane polițiste. V-am spus că libanezii au simțul familiei. Ori familia nu se oprește la rudele mai mult sau mai puțin apropiate. Se întâmpla să facă parte din ea și vechi servitori, precum și că unii prieteni să trăiască în casă pe picior de egalitate. La fi ales pe Oeni? Nu, mai întâi pentru că omul nu e simpatic, apoi pentru că m-am căsătorit de vreme și mi-ajunge soția mea. Nu uitați că Felix asta ne -a căsătorit până la vârsta de 35 de ani. Familia era convinsă că nu se va căsători niciodată. Îmi dați voie? Megre, care auzise pași pe scară, se duse să deschidă ușa. Lina își schimbase rochea și acum purta haina de vizon. Nelivel o urmă cu privirea în gol, ducând o valiză, iar Anna Kegel, încărcată și ea cu bagaje, venea în urma lor. Vrei să-mi chemi un taxi, Pier? N-ar fi trebuit să-l lasă plece pe celălalt. Se uită la comisar cu un aer întrebător, iar Megre zise. La ce hotel intenționa să stați, la Ritz? Oh, nu, mi-ar stârni prea multe amintiri. Cum se numește hotelul acela din colțul străzirii volii lângă piața Vendom? Hotel du Louvre. Exact, mergem la Hotel du Louvre. Îmi voi permite să vă vizitez puțin mai târziu pentru că sunt obligat să vă pun câteva întrebări. Taxiul vine imediat. Era aproape ora prânzului. Janvier trebuia să ajungă curând la Orly ca să-l aștepte pe Alvaredo și să-l ia în urmărire. La revedere, Pierre. La ce oră e întâlnirea de mâine și la ce notar? Ora 3 la maestrul Leroy Bodio pe bulevardul Saint-Germain. Nu vă notați, spuse Megre. Vă dau adresa la hotel. A fost nevoie de ceva timp pentru ca bagajele și cele trei pasagere să-și găsească locul în mașină. Lina tremura de frig pe trotuar și se uita în jur ca și cum n-ar fi recunoscut un decor care îi era totuși familiar. Piernaur închisese ușa. Megre a avut impresia că o a se mișca la fereastra unei camere care era probabil cea a lui Oueni. Comisarul urcă lângă Lucas și spuse Mergi după ele. Se duc la hotelul Louvre, dar prefer să fiu sigur. În toată povestea asta nu cred că am auzit până acum nici măcar un singur adevăr. Străzile erau la fel de pusti ca luna august fără autocarele cu turiști. Taxiul opri în fața hotelului, mai întâi intra Lina și prietena ei, probabil ca să vadă dacă erau camere libere. După câteva minute, un hamal veni să le ia bagajele, în timp ce camerista plătea cursa. Tragi mașina undeva și mă găsești la bar. Trebuie să-i lase totuși timp să ia apartamentul în primire și să se facă puțin comodă. De altfel, îi era și sete. Barul era întunecos și învăluit în tăcere. Doi englezi așezați pe taburete înalte dădeau din buze, dar nu se auzea nimic din ce vorbeau. Pereții erau acoperiți cu panouri din stejar și aplicele din bronz revărsau, la fiecare patru sau cinci metri, doar o lumină discretă. O femeie tânără aștepta într-un colț în fața unui cocktail roșiatic. Patru bărbați, în colțul opus, se aplecau din când în când unul spre celălalt. Și aici era duminică, o zi goală, în afara timpului real. Printre perdelele crema, abia dacă zări puțină zăpadă murdară, niște copaci negri sau capul vreunui trecător. Haina, domnule! Poftim! Anchetele îl purtau pe megre mai des în bistrouri de cartier sau în barurile zgomotoase din cartierul Șamzelize, decât în hoteluri de lux. Își dezbrăcă pardesiul și oftă ușurat când își dădu jos de la gât fularul prea gros. O bere! Comandă el cu glas căzut barmanului, care îl privea ca și cum s-ar fi străduit să-și amintească unde-i mai văzuse mutra. Carlsberg, Heineken, nu are importanță. Bravul Lucas fu și el oprit de domnișoara de la garderobă. Ce bei? Ce ați cerut? Am comandat o bere. atunci tot o bere. Cuvintele grill room apăreau un litere ușor luminoase deasupra unei uși deschise, de unde se auzea un zgomot slab de farfurii. Ce foame? Nu prea. Cunoști numerele camerelor? 437, 438 și 439. Două camere și un salonaș. Și neli? Doar într-una dintre camere, la numărul 437, o cameră mare cu două patru pentru doamna Naur și prietena ei. Mă întorc imediat. Pe culoarul mare din marmură, Megre se îndreptă spre una dintre ușile pe care scria telefon. Faceți-mi, vă rog, legătura cu camera 437. O clipă. Alo, doamna Naur? Cine o caută? Comisarul Megre. Aici, Ana Kegel, doamna Naur e în baie. Întrebați-o dacă preferă să ur peste vreo 10 minute sau vrea mai întâi să ia masa. Așteptă ceva timp, auza în receptor voșne nedezlușite. Alo, nu e foame pentru că am mâncat în avion, dar ar prefera să urcați peste o jumătate de oră. După câteva minute, Megre și Lucas intrau un restaurant, unde atmosfera era la fel de discretă ca în bar, cu aceleași panouri din stejar, aceleași aplice și lămpi mici pe mese. Doar trei-patru erau ocupate și toată lumea șoptea ca în biserică. Șeful chelnerilor, șefii de rând și chelnerii se deplasau în tăcere ca niște slujitori ai unui cult când i se, întins, i se, întinse un meniu imens, me grescutură din cap. Un platou englezesc. Și mie la fel, șeful chelnerilor îi corectă. Două platouri reci, cu bere. Vei îl trimi pe chelnerul de la vinuri. Telefonează-te, rog, la birou și spune-le că suntem aici. Să încerce să-l anunțe pe Janvie care probabil că încă mai e la Orly. Dă-le numărul apartamentului. Megre devenise brusc greoi, iar Lucas, care recunoștea acest simptom, avea grijă să nu-i pună întrebări inutile. Lua rămasă aproape în tăcere sub privirea șefului chelnerilor și a chelnerilor. Doriți cafea? Un bărbat în costum național turcesc îi servi cu gesturi prețioase. Ar fi mai bine să mă însoțești. Ajunseră la etajul 4, găsiră camera 437, bătură la ușă, dar se deschise ușa camerei 438. Pe aici, le spuse Ana Kegel. Făcuse și ea o baie sau un duș pentru că încă mai avea o șuviță de păr umedă. Intrați-o, voi anunța pe Lina. În salon, care nu era mare, totul era confortabil și moale, pereții de un gri palid, fotoliile de un albastru de asemenea foarte deschis, iar masa vopsită într-un alb ca de fildeș. În încăperea din stânga trebăluia cineva, probabil Nelly tuis, care terminase pe semne de desfăcut bagajele. Așteptară destul de mult în picioare, stânjeniți, apoi în sfârșit intrară și cele două femei. Megre rămase surprins deoarece se aștepta ca Lina să-l primească stând în pat își aranjase părul și nu se machiase. Purta un hala de casă din catifea de un rozmovuliu. Părea plăpândă, vulnerabilă. Dacă făcea un efort ca să-i primească, acest lucru nu se vedea și tensiunea în care se afla dimineață dispăruse. Se miră că erau doi bărbați în loc de unul și rămase o clipă parcă în suspans privindul pe Lucas. Unul dintre inspectorii mei îi explică megre. Luați loc, domnilor! Se așeză și ea pe canapea, iar prietena ei veni și se așeză lângă dânsa. Îmi cer scuze că vă deranjez când abia ați sosit, dar nu înțelegeți, doamnă, că trebuie să vă pun câteva întrebări. Eu și aprins o țigară și degetele care țineau chibritul tremurau puțin. Puteți fuma? Mulțumesc! Megre nu-și umplu pipa imediat. Pot să vă întreb unde erați în noaptea de vineri spre sâmbătă? La ce oră? Aș prefera să-mi spuneți ce ați făcut în seara și noaptea cu pricina. Am părăsit casa pe la 8 seara, așadar aproape în același timp cu soțul dumneavoastră. Nu știu unde se afla în acel moment. Obișnuia să plecați astfel fără să-i spuneți unde vă duceți? Mândoi eram liberi în ceea ce făceam. Ați luat mașina? Nu, străzile erau acoperite de polei și nu voiam să conduc. Ați chemat un taxi? Da. Folosim telefonul din camera dumneavoastră? Da, bineînțeles. Vorbea cu vocea unei fetițe care spune lecția și ochii ei nevinovați îi aminteau ceva comisarului. Abia după câteva repliși se gândi la cameristă, la pupilele ei aproape transparente, la expresiile copilărește ale feței sale regăsea aceleași atitudini la Lina, încât ai fi crezut că una dintre cele două femei o copiase pe cealaltă, într-atât semănau expresiile lor și chiar felul de a clipi. Unde ați cerut să fiți dusă? La un mare restaurant de pe Șanzelize, Marignan. Ezitase înainte de a rosti acest ultim cuvânt. Cinați deseori la Marignan. Uneori, singură, de cele mai multe ori. Unde ați stat? În sala mare unde se aflau de obicei vreo sută de clienți, astfel încât alibiul ei era neverificabil. Nimeni n-a venit la masa dumneavoastră. Nu. Nu aveați nicio întâlnire? Am stat singură până la sfârșit. Adică până la ce oră? Nu știu, să fi fost, poate zece. N-ați trecut mai înainte pe la bar? O nouă ezitare, apoi un semn negativ din cap. Cea mai nervoasă dintre ele era acum Ana Kegel, care se uita rând pe rând la lina și la comisar, întorcând capul la fiecare replică. Apoi, am mers puțin pe șamzelize ca să iau aer. Chiar dacă trotuarul era alunecos, trotuarele fuseseră curățate, Cam în dreptul lui Lido am luat un taxi și am venit acasă. Unde tot n-ați dat ochii cu soțul dumneavoastră, care se întorsese totuși pe la zece. Nu l-am văzut. Am urcat în camera mea unde Nelly tocmai terminase de făcut valiza. Pentru că hotărâseră să plecați în călătorie, ea răspunse cu cea mai mare candoare. De 8 zile. Și care era destinația? Păi Amsterdam, normal și început să vorbească în olandeză cu Ana Kegel. Prietena ei se ridică, intră în dormitor și reveni puțin mai târziu cu o scrisoare. Aceasta, datată 6 ianuarie, nu era scrisă nici în franceză, nici în engleză. Puteți să puneți pe cineva să o traducă, îi anunța Manei sosirea mea pe 15 ianuarie. Aveați reținut locul la avion? Nu, prima dată m-am gândit să plec cu trenul. E unul la 11 și 12. Nu aveți intenția să vă luați și camerista? Nu e loc și pentru ea în apartamentul Anei. Megre, care voia să o lase să mintă până la capăt, simțea un fel de admirație pentru candoarea plină de calm cu care își debita scornelile. La plecare nu v-ați oprit la parter? Nu, sosise deja taxiul chema de Nelly. Nu i-ați spus la revedere soțului dumneavoastră? Nu, știa. V-ați dus la gara de nord? Am ajuns cu întârziere din cauza stării, străzilor. proaste a străzilor. Trenul plecase, așa că am cerut taximetristului să mă ducă la Orly. Trecând pe bulevardul Volter?" Ea nu a avut nicio reacție. Ana Kegel, tresării. Unde vine asta? Regret că trebuie să vă răspund că știți la fel de bine ca și mine. Cine v-a dat adresa doctorului, pardon? Urmă o lungă tăcere. Lina în aură și-a prins altă țigare, se ridică, făcu câțiva pași prin încăpere, apoi se așeză la loc pe canapea. Nu lăsa să-i se vadă tulburarea. Părea mai curând că reflectează înainte de a lua o hotărâre. Ce știți? întrebă ea privindu-l pe Megrea în față. Ați fost rănită în studio de un glonț tras de soțul dumneavoastră cu un pistol de calibru 6.35 cu mâner de SIDEF, care v-a aparținut cândva și pe care îl ținea într-un sertar al biroului. Cu cotul sprijinit de brațul canapelei, își ținea bărbia în mână și se uita în continuare la comisar, ai fi zis, cu o mare curiozitate. Semăna cu o fetiță model care ascultă lecția profesorului. N-ați plecat de acasă cu taxiul, ci cu mașina roșie a unui prieten pe nume Vicent Alvaro. El va dus pe bulevardul Voltaire, unde Alvaredo a istorisit povestea incredibilă a unui atentat săvârșit de un automobilist necunoscut. Doctorul Pardon, la care n-ați scos o vorbă, v-a pus un pansament provizoriu. V-ați întors în biroul lui și în timp ce își scotea halatul și se spăla pe mâine, a apartamentul pe furiș. Ce vreți de la mine?" Nu se tulburase. Ai fi putut jura că îi zâmbea tot ca o fetiță prinsă cu mâța în sac și care nu consideră că o minciună este un mare păcat. Vreau adevărul." aș prefera să-mi puneți întrebări. Și asta era o manevră abilă, deoarece ar fi putut să afle în acest fel ce anume știa poliția. Dar Megre acceptă jocul ei. Scrisoarea asta chiar a fost scrisă pe 6 ianuarie? Trebuie să știți înainte de a răspunde că analiza Cernelii ne va permite să verificăm. A fost scrisă pe 6 ianuarie. Soțul dumneavoastră știa? Probabil că bănuia. Ce bănuia? Că voi pleca în curând. De ce? Pentru că de mult timp viața noastră devenise insuportabilă. De cât timp? De luni de zile. Doi ani? Poate. De când l-ați întâlnit pe Vicent Alvaredo? Ana Kegel devenea din ce în ce mai nervoasă și piciorul ei atinsă ca din întâmplare papucul roz al prietenei sale. Aproape exact. Soțul cunoștea această relație. Nu știu, e posibil să ne fi întâlnit cineva pe mine și pe Vicent. Nu ne ascundeam. Vi se pare normal ca o femeie căsătorită? Foarte puțin. Ce vreți să spuneți? Eu și Felix extrem de ani de zile ca doi străini. Totuși, în urmă cu doi ani, ați născut al doilea copil. Pentru că soțul meu voia neapărat un băiat. Noroc că n-am mai născut încă o fată. Fiul dumneavoastră e al lui? Fără nicio îndoială. Când l-am întâlnit pe Alvaredo, tocmai sfârșisem cu lăuzia și abia începusem să ies din casă. N-ați avut și alți amanți? Puteți să mă credeți sau nu, el a fost primul. Ce prevăzuse răs pentru seara de 14? Nu înțeleg. Pe șase i-a scris prietenei dumneavoastră că veți sosi pe 15 la Amsterdam. Ana Kegel început să-i vorbească în olandeză, dar Lina, sigură pe ea, dădu din cap și continuă să se uite la comisar cu aceeași încredere în sine. Megreșa prințese în sfârșit pipa. O, o să încerc să vă explic. Alvaredo voia să divorțez ca să mă căsătoresc cu el. I-am cerut o săptămână pentru că știam că nu va fi ușor. N-au existat niciodată divorțuri în familia Naur și Felix să salveze aparențele. Am luat hotărârea că îi voi vorbi în ziua de 14 și că, indiferent ce va spune, vom pleca imediat la Amsterdam. De ce la Amsterdam? I-a surprinsă de faptul că Megre nu înțelegea. Pentru că e orașul unde mi-am petrecut o parte din copilărie și apoi adolescența. Vicent nu cunoștea Olanda, voiam să-i o arăt. După obținerea divorțului ne-am fi dus la părinții lui în Columbia înainte de a ne căsători. Aveți avere personală? Nu, bineînțeles, dar nu avem nevoie de banii familiei Naur. Și adăugă cu o fărâmă de orgoliu destul de naiv. Familia Alvaredo e mai bogată și deține majoritatea minelor de aur din Columbia. Bun, Așadar ați plecat pe la ora 8, fără să-i spuneți nimic soțului. Alvaredo va aștepta în mașina lui Alfa Romeo, unde ați luat masa de seară. Într-un mic restaurant de pe bulevardul Montparnasse, unde Vicent cinează de cele mai multe ori pentru că locuiește alături. Erați îngrijorată de posibilă a soțului când v-ar fi aflat hotărârea? Nu. De ce? De vreme ce se opunea divorțului. Pentru că nu avea cum să mă oprească. Vă mai iubea? Nu sunt sigură că m-a iubit vreodată. Atunci de ce v-ar fi luat de soție? Poate că să se arate cu o femeie frumoasă și bine îmbrăcată. Ne-am văzut prima dată la Dovil în anul în care am fost aleasă Mise Europa. Ne-am intersectat de câteva ori în holurile și pe culoarele cazinoului. Într-o seară pe când stăteam lângă o masă de ruletă, am pins spre mine niște jetoane dreptunghiulare și mi-a șoptit. Jucați pe 14. Și a ieșit 14? Nu prima dată, a treia oară. A ieșit de două ori la rând și nu mai văzusem niciodată atâția banca în seara aceea, când m-am dus să schimb jetoanele la caserie. Situația se schimbase. Acum adevărul ei părea cel mai plauzibil, aproape evident. Afla numărul camerei mele și mi-a trimis flori. Am cinat de câteva ori împreună, părea foarte timid. Se simțea că nu era obișnuit să vorbească femeilor. Avea totuși 35 de ani. Nu sunt foarte sigură că a cunoscut alte femei înaintea mea. Apoi m-a dus la Biariț, tot fără să vă ceară nimic. La Biariț, unde ca și la Dovil își petrecea nopțile la cazinou, a intrat în camera mea pe la 5 dimineața. De obicei nu consumă alcool. În seara aceea am simțit după răsuflare că băuse. Era beat? Băuse un pahar două ca să-și facă puțin curaj. Și atunci s-a întâmplat? Da, n-a rămas mai mult de jumătate de oră cu mine și în cele cinci luni care au urmat, n-a venit la mine mai mult de zece ori. Mi-a cerut totuși să mă căsătoresc cu el și am acceptat. Pentru că era bogat, pentru că îmi plăcea viața pe care o ducea din hotel în hotel, din cazinou în cazinou, ne-am căsătorit la can. Am continuat să dormim în camere separate pentru că el voia asta. Era foarte pudic. Cred că era un pic rușine că era așa gras, pentru că în perioada aceea era mai gras decât în ultimii ani. Era tandru? Mă trata ca pe o fetiță. Nu și-a schimbat nimic din existența lui obișnuită și eram peste tot în soți de Oeni cu care petrecea mai mult timp decât cu mine. Ce relație avea cu Oeni? Nu îl sufăr deloc. De ce? Nu știu. Poate pentru că avea prea multă influență asupra soțului meu. Poate și pentru că aparține altei rase pe care nu o înțeleg. Ce atitudine avea Oeni față de dumneavoastră? Părea că nu mă vede. Poro, probabil că mă disprețuiește profund, așa cum disprețuiește toate femeile. Într-o zi când mă plictiseam, am cerut permisiunea să chem o cameristă olandeză. Am dat un anunț în ziarele din Amsterdam și am ales-o pe Nelly pentru că părea veselă. Acum zâmbea în timp ce prietena ei îngrijorată nu aproba întorsătura pe care o luase discuția. Să revenim la seara de vineri. La ce oră v-ați întors acasă? Pe la 11 și jumătate. Asta cu Alvaredo la restaurant până la acea oră? Nu, am fost la el ca să-și ia valiza. L-am ajutat să-mi și am mai stat de vorbă la un pahar. Când ați ajuns acasă, el a rămas în mașină? Da. Ați intrat în studio? Nu, am urcat în camera mea și m-am schimbat. Am întrebat-o pe Nelly dacă Felix era jos și mi-a răspuns că l -a auzise venind acasă. V-a spus și dacă era singur sau cu secretarul lui? Cu secretarul. Asta nu vă stânjenea în perspectiva discuției plănuite? Mă obișnuisem ca uenii să fie tot timpul de față. Nu știu ce oră era când am coborât, îmi luasem deja haina de blană pe mine. Ne livena în urma mea cu valiza pe care a lăsat-o pe culoar și ne-am îmbrățișat. Trebuia să vină după dumneavoastră? Imediat ce aș fi anunțat-o. A urcat înapoi în camera ei, fără să aștepte rezultatul întrevederii? Știa că hotărârea mea era luată și că nu voi ceda. În acel moment sună telefonul de pe măsuța rotundă. Megrei făcu semn lui Luca să răspundă. Alo, da, e aici. Ți-l dau. Megrei știa că va auzi vocea lui Janvier. A sosit șeful, el la el acasă, pe bulevardul Montparnasse. Știți deja? O ocupă o garsonieră la etajul 2. Acum sunt într-un băruleț din fața imobilului. Continuă. Vorbim mai târziu. Iar Lina, cu același aer natural, îl întrebă ca și cum ar fi fost ceva de la sine înțeles. A sosit Vicent? Da, e la el acasă. De ce îl supraveghează poliția? Rolul ei e să supravegheze toți suspecții. De ce ar fi suspect? N-a pus niciodată piciorul în casa soțului meu. Asta spuneți dumneavoastră. Nu mă credeți? Nu știu când mințiți și când spuneți adevărul. Apropo, cine v-a dat adresa doctorului, pardon? Nelly, o știa de la femeia de serviciu care a locuit în acel cartier. Trebuia să ajung imediat la un doctor, cât mai departe posibil de casă. Bun. Mormăi el fără convingere pentru că ajunsese să nu mai considere nimic sigur. Ați îmbrățișat-o pe Nelly Vertuis pe culoarul unde se afla valiza. Ea urcat scara. Ați intrat în studio. L-ați găsit acolo pe soțul dumneavoastră care lucra împreună cu Owen. I-am încuvințat dând din cap. I-ați spus imediat că plecați? Da, l-am anunțat că plec la Amsterdam de unde îi voi scrie prin avocatul meu ca să rezolvăm problema divorțului. Care a fost atitudinea lui? M-a privit îndelung fără să spună nimic și apoi a murmurat, nu e cu putință. Nu i-a trecut prin minte să-i spună lui Oeni să iasă? Nu. Naur stătea la birou? Da. Și Oeni ședea în fața lui? Nu, Oeni stătea în picioare lângă el cu niște hârtii în mână. Nu mai amintesc ce cuvinte am folosit, că eram totuși destul de nervoasă. Alvaredo v-a sfătuit să vă luați o armă, v-a dat una? Nu aveam nicio armă la ce mi-ar fi folosit. I-am spus că hotărârea mea era definitivă, că nimic nu mă va face să mă răzgândesc și începusem să mă îndrept spre ușă. Atunci am auzit o detunătură și am simțit o durere, ca o arsură în umăr. Probabil că am întors capul pentru că mi-l amintesc pe Felix în picioare cu un pistol în mână. Îi revăd mai cu seamă ochii măriți ca și cum și-ar fi dat seama brusc de ceea ce făcuse. Și o Stătea lângă el nemișcat. Ce ați făcut? Mi-a fost teamă să nu leșin. Nu voiam să mi se întâmple asta în casă unde aș fi rămas în puterea celor doi bărbați. M-am repezit spre ușă, m-am pomenit în fața mașinii lui Vicent și el mi-a deschis portiera. N-ați auzit o a doua detunătură? Nu, i-am spus lui Vicent să mă ducă pe bulevardul Volter la un medic pe care îl cunoșteam. Totuși nu-l cunoșteați pe doctorul, pardon. Nu aveam timp să-i dau explicații, mă simțeam foarte rău. De ce nu v-ați dus acasă la Alvaredo, care locuia la doi pași și nu și-a chemat medicul? Pentru că nu doream scandal, eram nerăbdătoare să ajung în Olanda și eram convinsă că poliția nu va afla nimic iar la doctor n-am scos niciun cuvânt ca să nu mi se recunoască accentul. Nu mă așteptam să mi ni se pună întrebări. Nu știam nici măcar că glonțul rămăsese în rană și credeam că aceasta era superficială, că trebuia doar opri sângele. Cu ce voia să ajungeți la Amsterdam? Cu mașina lui. Când am ieșit de la medic, m-am simțit prea slăbită ca să petrec ore în șir în mașină și Vicența gândi gândit la avion. Mi-am amintit că era un avion de noapte cu care am mai zburat odată. La le a fost nevoie să așteptăm mult timp și nu era sigur că avionul va putea să-și ia zborul din cauza zăpezii șapoleiului. La Amsterdam Visen m-a dus imediat cu taxiul la Ana și eu i-am indicat un hotel unde trebuia să aștepte să-mi revin. Până la divorț am fi stat în camere separate. Ca să evitați acuzația de adulter, măsurile de precauție nici nu mai erau necesare. După ce trăsese în mine, Felix nu putea să se mai opună divorțului. Astfel că, dacă înțeleg bine, până la urmă, întâmplarea va avantaja foarte mult. El privi, fără să-și poată rețină, un zâmbet malițios și recunoscut. Da, Lucrul cel mai ciudat era că tot ce spusese era verosimil și că era tentat să o crezi, văzând-o cum răspundea la întrebări aparent cu candoare și sinceritate. Observându-i fața care se păstrase ca de copil, cum era și cea a cameristei, Megre înțelegea de ce Nauro tratase ca pe o fetiță și de ce Vicent Alvaredo se îndrăgostise destul de tare de ea ca să se hotărească să o ia de soție, deși era căsătorită și avea doi copii. Era plăcut în salonul confortabil și era ispitit să te lași în voia unui fel de toropeală. Chiar și Luca spărea un motan mare care toarce. Îmi permit să vă adresez o remarcă, doamnă Naur. Nu există nimeni care să vă confirme declarațiile. După cum spuneți, era străin în încăpere când s-a tras primul foc de armă. Aveți mărturia lui Foad. Din păcate, pentru dumneavoastră, pretinde că s-a întors acasă după ora 1 dimineața și avem confirmarea că a plecat cam pe la acea oră dintr-un club de pe bulevardul Saint Michel. Minte! A fost văzut acolo. Și dacă s-a dus după împușcătură? Vom încerca să verificăm acest lucru. O puteți întreba și pe Nelly. Nu înțelege franceza, nu-i așa? Ea a avut o mică ezitare și răspunse indirect. Vorbește engleza. Deodată, corpul masiv al lui Megre păru că se întinde și, fără zgomot, comisarul ajunse la ușa camerei vecine pe care o deschise brusc. Camerista își menținut cu greu echilibrul după ce era cât pe ce să-i cadă în brațe. Asculți de mult timp la ușă?" Descumpănită, gata să-i zbucnească în plâns, camerist a făcut din cap semn că nu. Schimbase taiorul cu o din satin negru și un șorț alb cu festoane brodate și avea o bonetă pe cap. Ai înțeles ce spuneam? Ia dădu din cap că da, apoi că nu, cerând din privire ajutor stăpânei sale. Înțelege puțin franceza, interveni Lina. Dar de fiecare dată când a încercat să o vorbească îndeoseb la comercianții din cartier, oamenii au râs de ea. apropie teneli. Nu sta lipită de tocul ușii. De cât timp știai că doamna Naur trebuia să plece vineri-seară la Amsterdam? One week, o săptămână. Nu la ea trebuie să te uiți, ci la mine. camerista întoarse capul cu regres spre comisar, dar încă ezita să-l privească în față. În ce moment ai pregătit valiza? Se ghicea că încerca să traducă în mintea ei răspunsul. Ora opt. De ce mai minți când te-am -mi interogat ieri? Nu știu, mi-era teamă. De ce anume? Nu știu. Te speria cineva din casă? Camerista scutură din cap în semn că nu și boneta îi se răsuci pe păr. Ai revăzut-o pe doamna Naur pe la ora 10? Unde? În dormitor. Cine a coborât valiza? Eu. Unde s-a dus stăpâna ta? Studio. Ai auzit-o apoi în pușcătură? Da. Una sau două? O căută din nou cu privirea pe Lina și răspunse. Una. N-ai coborât? Nu. De ce? Ea dădu din numeri ca și cum ar fi spus că nu știa. Nu una dintre ele o copiase pe alta. Fiecare preluase trăsături de la cealaltă, acum... Astfel că acum camerista devenise oarecum o replică imperfectă a stăpânei sale. Nu l-ai auzit pe Ueni urcând în camera lui? Nu. Ai adormit imediat? Da. N-ai încercat să vezi cine fusese rănit sau omorât? Privit pe fereastră, doamna, auzit ușa și văzut doamna, mașina. Mulțumesc. Sper doar pentru tine ca mâine, când îți vom înregistra declarația, să nu vii cu o a treia versiune a faptelor. Fraza era în mod vizibil prea lungă și prea dificilă pentru ea, iar doamna Nauro traduse în olandeză în timp ce tânăra roșințe grăbea să iasă. Ceea ce am spus, doamne, este valabil și pentru dumneavoastră. N-am vrut să vă supun de astăzi unui interogatoriu oficial. Mâine vă voi telefona ca să stabilim o întâlnire. Voi veni eu însumi sau va veni unul dintre inspectorii mei? Există și un al treilea martor, spuse ea. Știu, Alvaredo, mă voi duce acum la el. Deoarece mi-e teamă să nu-i telefonați, inspectorul Lucas va rămâne în apartament până îl voi anunța că poate să plece. Ea nu protestă. Poți să comand ceva de mâncare? Prietenei, mei a... prietenei mele, Ana, e mereu foame. E adevărat, o adevărată olandeză. Eu mă bag în pat. Îmi dați voie să intru un moment în dormitor? Acolo domneau o oarecare dezordine cu haine aruncate în grabă pe pat și pantofi pe covor. Megre de branșa telefonul, îl duse în salon, apoi făcu la fel cu aparatul care se afla în camera lui Nelly. Aceasta, care aranja lenjeria în sertare, îi aruncă o privire încărcată de ranchiună ca și cum comisarul ar fi bombănit. Îmi cer scuze pentru aceste măsuri de precauție, spuse el, luând și rămas bun de la cele două tinere femei. Iar Lina răspunse zâmbind. Asta voi e meseria, nu?"